Potrivit ANM, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, jumătatea de nord a Moldovei și local în Banat și în Marea Mureș vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală în general de 70 până la 90 km la oră, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de peste 50 până la 70 de litri pe metrul pătrat. Atenționarea meteorologică afectează și județul Vâlcea. Codul portocaliu de vijelii și ploi torențiale expiră miercuri dimineață la ora 10.